Conform programului aprobat de aleși, vineri, pe 29 noiembrie, este stabilit un recital extraordinar, susținut de ansamblul folcloric Maria Tanase din Craiova, cu invitați de excepție. Săptămâna viitoare, începând cu data de 28, dinaintea plăuzului, la ora 10, paleta superioară a zonei se închide pentru prima parte a sărbărilor de anul, vorbim despre sărbătorile Galaciului. Vineri, sâmbătă și duminică, de 1 decembrie, vom avea 3 zile de spectacol pe faleza superioară, în zona parcului Diva. Printre cei ce faleza Dunării va fi închisă pentru circulație, bulevarul Marii Uniri, de la intersecția cu prelungirea Traian și până la sensul giratorului de la grădina botanică. Accesul se va putea face doar săbat. Bine, vom avea un recital extraordinar susținut de ansamblul folcloric Maria Tănață din Craiova, cu Petrică Mătu Stoian, cu Niculina Stoican, cu Constantin Enceanu și Mariana Ionescu Căpitenescu. Pentru cei care nu agrează folclorul, municipalitatea a pregătit o serie de surprize. Este o oră de muzică pop cu voltaj și cu conector. Sâmbătă, pe 30 noiembrie, distracția atinge punctul culminant. Sâmbătă, a doua zi, iarăși vom avea un show în două segmente, un recital extraordinar cu orchestra de la Chișinău, coordonat de Marcel Nicolae Bătrân și invitați din zona Moldovei. Asta este pentru Sfântul Andrei, cu Laura Lovic, Miara Veli, cu Sofia Licovenca și în partea de pop a concertului, Vama și Elena Gheorghe. Iar de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, vom avea un recital extraordinar susținut de ansamblu Jigvei România din Alba, coordonat de maestru Stelian Stoica, folclor ardelenesc. Și după aceea un concert cu două recitaluri, Mandinga și Zup și Zup. Primăria Galați a încheiat un parteneriat cu o firmă din Brașov care va organiza sărbările Galațului 2013 în perioada 29 noiembrie-1 decembrie și Târgul de Crăciun în perioada 6-27 decembrie. Ce trebuie precizat este că Primăria Municipului a încheiat un parteneriat cu o firmă care va administra Târgul de Crăciun, care va avea loc și pe faleza superioară, dar și în zona Ferii Sporturilor, pe platoul de la Sala Sporturilor, și care va acoperi costurile acestor concert. Pentru programul de sărbătorile Galațului și Revelion au fost alocate de la bugetul local aproximativ 3 milioane de lei.